Oamenii de afaceri propun evaluarea posibilității adoptării unui salariu minim orar și nu lunar, apreciind cu asemenea măsuri ar corespunde realității unei economii marcate de variații ale cererilor de pe piața internă și internațională. Propunerea a fost înaintată în contextul în care ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, afirma recent că salariul minim ar trebui să existe doar în sectorul public. Apreciem ca obiectivă inițiativa domnului ministru Teodorovici în legătură cu importanța fixării sau nu a unui salariu minim în sectorul privat, luând în considerare realitățile structurii economice și diferențe de productivitate între diversele sectoare, susține Asociația Oamenilor de Afaceri din România într-un comunicat. AOR consideră că specializarea și dezvoltarea serviciilor care asigură o valoare adăugată crescută poate fi stimulată prin introducerea aplicării legale și nu prin calcule aritmetice salariul lunar împărțit la 160 de ore a salariului minim orar, permițând astfel o flexibilizare normală a costurilor cu forța de muncă și o creștere a competitivității companiilor. În ultimul rând, Asociația estimează că în contextul diferențelor salariale existente între diversele regiuni ale țării, eliminarea salariului minim ar putea fi un factor ce poate stimula crearea de noi locuri de muncă în zone mai puțin atractive, în principal din cauza lipsei infrastructurii.